Așteaptă Bonfim, acum ajunge mingea la fundașul dreapta al Stelei. Bună această centrare pe 6 metri, Bilașco din nou acolo. Este blocat de această dată de Vincareu, a respins însă Laurențiu Marinescu. Ologu pentru Prepeliță, Craiova rămâne în posesie, Dănănae, o centrare spre Subotici. Ologu, o pasă pentru David Lopez, mai departe la Mihai Costea. Mihai Costea este blocat foarte bine de Galamaz, revine Mihai Costea care trage puțin peste poartă. La această fază a încercat să centreze cu stângul într-un moment în care era aproape imposibil ca mingea să ajungă la fratele său, cărora le-a marcat 3 goluri. Bate acum Dică pe 6 metri. Interesant, respinge Lung Junior cu pumnul. Mingea ajunge la Marinescu, o nouă centrare, probleme acolo și până la urmă mingea intră în poartă. Este 1-0 pentru Steaua, înscrie Marius Bilașco. Iar Bilașco își trece în cont cel de-al treilea gol în tricoul Stelei. A mai punctat, vă spuneam, cu FC Târgu Mureș și cu Universitatea Cluj. Este la al cincilea gol din actuala ediție a ligii întâi Bergambir. Foarte bună centrarea lui Marinescu. Bilașco trimite aici cu capul, îl surprinde pe Silviu Lung, rămas fără reacție portarul Craiovei. Mingea revine la Bilașco din bară. Și iată, fără să fie avut ocazii foarte... Continuă stelistul întâmpinat de Dorel Stoica. Tănase întoarce acum o centrare pentru... Reluarea cornerul pentru echipa lui Marius Lăcătuș. Centrarea argentinianului respinsă de cei de la Craiova. Șutul lui Nicoliță prins de Stoica în careul stelist. Centrarea lui Mihai Stoica. Acum tătărușar Walter Lopez pentru Dorel Stoica. Ologu trece de Ricardo, trece și de Nicoliță. Ologul depășește și pe Bonfim, pătrunde în careu, însă a fost faultat înainte de a intra în suprafață de pedeapsă a Stelei. Nu, este galben pentru simulare la jucătorul Craiovei. A scăpat Eder Bonfim. Din nou Ologul reușește o fază foarte frumoasă. S-a aruncat însă în mod evident. Dorel Stoica în careul stelist. Centrarea lui Ologu Universității Cluj, practic primul gol al Stelei în actuala stare. Uite mingea exact acolo unde își dorește. Centrează Dică, nu face deloc rău. Acum Universitatea atacă. Centrarea lui Mihai Costea, o minge înălțată acolo în propriul careu de Eder Bonfim, care respinge în corner din foarfecă. Undeva la 20 de metri de poarta Craiovei, Dică bate direct spre poartă pentru Laurențiu Marinescu. Pressing făcut de Prepeliță și care dă rezultate. Brandan se repliază, însă pierde în fața lui Mihai Costa. Centrare în careu acolo, Subotici nu reușește să... Craiova acum este periculoasă. Iată-l pe Florin Costea. Continuă de carul Craiovei, o pasă spre Subotici, întâmpinat de Geraldo, șutează Bosniac. Bosniac în primă fază și l-a blocat, iată, aceasta este... Pierilor trimite acum la Gângioveanu, în fața sa este Nicoliță. Gângioveanu pătrunde în centru, șutează pe lângă poartă. Craiovei, acum rămâne ca patronul să-și facă, să facă bilanțul la finalul campionatului, să treagă linie și să vadă... Trimite Gângioveanu slab și ne apropiem de finalul celor 3 minute de prelungire. Blochează Dănănaia această ieșire pe contraatac a Stelei și blochează și Cristi Balaj ultimul atac al Universității. Este victorie foarte importantă pentru Steaua, 1-0 în deplasare cu Universitatea Craiova.